Membrii naționalei României au demonstrat că fac parte dintr-o țară civilizată. După terminarea meciului cu Olanda din optimile de finale ale Euro 2024, tricolorii nu au plecat din vestiarul stadionului Alianța Arena decât după ce au lăsat o curățenie perfectă în urmă și o scrisoare emoționantă de mulțumire adresată organizatorilor. UEFA Euro 2024 a fost una dintre cele mai importante experiențe fotbalistice din istoria noastră și ne-a bucurat faptul că Germania a fost cea care a oferit scena. Fiecare meci fiecare emoție, fiecare experiență ne-a unit în jurul magiei fotbalului. Plecăm din Germania știind că am dat totul pentru România și suntem recunoscători pentru tot ceea ce am trăit aici. A fost o onoare să facem parte din marea familie a fotbalului european. Vă mulțumim mult pentru că ne-ați făcut să ne simțim ca acasă. Suntem recunoscători pentru toate facilitățile care au fost o mare parte din experiența noastră pozitivă la Euro 2024. Echipa națională a României. A fost mesajul lăsat de că între tricolori în vestiarul stadionului din München. Gestul generației de suflet a stârnit admirația profundă a UEFA. Oaspeții perfecți după eliminarea din Euro 2024 de aseară, echipa națională și-a lăsat vestiarul din München impecabil, cu o scrisoare emoționantă către gazdele germane. Au transmis organizatorii UEFA într-o postare pe Instagram după ce au văzut scrisoarea lăsată în vestiarul de la München de către Naționala României. Publicații din întreaga Europa au aplaudat gestul superb al Naționalei Tricolore. Românii ne lasă o scrisoare emoționantă, se vede clar cum vestiarul este imaculat, podeaua strălucește, scaunele sunt aliniate frumos la perete și nimic altceva nu există în jur în afară de o scrisoare. Pe o foaie albă a patru apar stema Naționalei României cu un text în română și în germană, au scris jurnaliștii de la Bild. România părăsește Euro 2024 cu un gest de clasă, vestiar curat și scrisoare de mulțumire, au scris și jurnaliștii de la Corriere de lo Sport. Un gest de clasă, au notat englezii de la Sport Bible. Tricolorii au ajuns acasă și vor relua seria partidelor oficiale în luna septembrie, atunci când este programat primul meci din cadrul Ligii Națiunilor contra selecționatei Kosovo.